România a suspendat contribuțiile acordate organizației ONU care sunt destinate refugiaților palestinieni. Decizia Ministerului Afacerilor Externe vine în urma unor indicii că unii angajați din cadrul ONU ar fi ajutat Hamas în atacul fără precedent lansat asupra Israelului în data de 7 octombrie anul trecut. Ministerul Afaceri Externe a luat notă cu maximă îngrijorare de recentele acuzații grave privind presupusa implicarea unor membri ai personalului Agenției Organizației Națiunilor Unite de ajutorare și lucrări pentru refugiații din Palestina în Orientul Apropiat în atacurile teroriste ale Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie anul trecut. Aceste acuzații trebuie să facă obiectul unor investigații imediate și aprofundate ale Organizației Națiunilor Unite. Până la finalizarea investigației, Ministerul Afaceri Externe nu va lansa proceduri pentru noi contribuții voluntare către agenție. Ministerul Afacerilor Externe a salutat totodată reacția rapidă a instituției prin care a reziliat contractele persoanelor vizate. Mai a asigurat că poziția României nu s-a schimbat față de situația din Orientul Mijlociu. Țara noastră continuă să sprijine procesul de pace din și se axează pe soluția celor două state.